Și cât de ironic e soarta că soțul dumneavoastră a scăpat cu arest la domiciliu, fostul soț a scăpat cu arest la domiciliu și noastră ajungeți cel puțin pentru 24 de ore în spatele jertfei. Numai că așa trebuie să fie, nu știu care e procedura. Și el a stat 24 de ore din Pitești. Și o să vedem. Între dumneavoastră și dumnealui, cine ar avea cea mai mare vină în toată povestea asta? Niciunul. Asta e părerea mea. Mulțumesc frumos. Dar de ce n-au ținut cont colegii dumneavoastră de discursul pe care l-ați făcut? Mulțumesc frumos! E crudă viața cu dumneavoastră, v-ați pierdut soțul, acum riscați să pierdeți libertatea? Ce care e cea mai mare problemă? Că nu o să pot să am ocazia, probabil, să fiu la nașterea celui de-al doilea nepot. Pentru mine asta contează cel mai mult. Veți trece ușor peste acest moment al încătușării? Cu siguranță. Pe ce soluție iniziați la supreba? Pe nevinovat. S-ar impune și tratul de astăzi mai la domiciliu? Nu mai este așa. Vă dați și patat? Da, mă faceți făcut o amestec.